Bun găsit tuturor, la știri sunt Laura Angelescu. Iată ce vedem astăzi în jurnal. Legea privind comercializarea țigărilor aromate a fost promulgată de președintele Klaus Iohannis. De când va intra în vigoare, vă spunem mai târziu în jurnal. Indicații prin telefon de la un complice pentru un bărbat din Brașov acuzat de tâlhărie. Ce s-a întâmplat cu cei doi? Vă spunem la știri. Autoritățile din Brașov și Săcele au văzut cum poate arăta un abator modern din toate punctele de vedere. Cine le-a explicat cum poate fi dezvoltată o afacere de succes în industria cărnii în zona Brașovului? Aflăm imediat. Indicații prin telefon de la un complice pentru un bărbat din Brașov acuzat de tâlhărie. Fă o varză pe aia când e lângă ușă, te duci cu fuga lângă ea, dai o bucată și iei tot. Atât bărbatul care a dat indicațiile, cât și cel suspectat că le-a pus în practică, au ajuns după gratii. Unul dintre inculpați organiza totul. Potrivit unor surse judiciare, îi dădea indicații complicelui prin intermediul telefonului mobil cu privire la modul în care trebuie să comită faptele. Inițial, bărbatul l-a determinat pe principalul suspect în urma unei discuții purtate într-o mașină pe strada Berzei din Brașov să găsească femei pe care să le tâlhărească. În urmă cu două zile l-a îndemnat să intre într-un bloc de pe bulevardul Saturn, în care tocmai ajunsese o femeie să ia geanta și să fugă. Indicațiile au fost foarte precise. Fă o varză pe aia când e lângă ușă. Te duci cu fuga lângă ea, dai o bucată și iei tot. Executantul a urmat întocmai indicațiile. A lovit-o pe victimă cu pumnul în față, i-a spart ochelarii, a fost rănită și a avut nevoie de 9 zile de îngrijiri medicale. I-a smuls apoi geanta și a urcat în mașina în care îl aștepta cel de-al doilea inculpat. Au plecat, iar șoferul l-a lăsat pe principalul suspect în câmp, în zona ocolitoarei, cu toate bunurile sustrase pentru a ajunge în benzinărie. L-a oprit însă polițiștii, iar prietenul lui a fost ridicat de pe câmp. A explicat în exclusivitate pentru BrașovTV.com prin procurorul parchetului de pe lângă judecătoria Brașov, Carmina Reit. Cei doi bărbați implicați au fost reținuți și prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. S-au emis mandate, dar inculpații au depus contestații. Ei beneficiază de prezumția de nevinovăție până când judecătorii vor emite sentințe definitive. Alertă la poliția din Brașov. Anchetatorii au demarat acțiunile de căutare după ce au fost sesizați de un bărbat din localitatea Voilea cu privire la faptul că Dorina Căldărar, concubina fiului său, a plecat de acasă și nu s-a mai întors. Fata are 17 ani, iar la momentul dispariției purta batic și rochie de culoare roșie și un tricou cu model înflorat. Tânăra are 1,60 m înălțime, tenul măsliniu și părul șaten. Polițiștii spun că minora nu a mai plecat până acum de acasă. Ea este dată în urmărire națională, iar persoanele care dețin informații sunt rugate să sune la numărul de urgență 112. Termoficarea continuă să le dea bătăi de cap autorităților. La finalul acestei săptămâni a fost suspendată semnarea contractelor între asociațiile de proprietari și Serviciul Public Local de Termoficare. Procedura va fi reluată după finalizarea controlului comisarilor de la Protecția Consumatorului. În ultimele zile au fost semnate aproape 200 de astfel de contracte. Viceprimarul Mihai Costel susține că actualul serviciu de termoficare a fost înființat în deplină legalitate și că săptămâna viitoare va fi obținută și licența de funcționare. De luni vom începe probele pe rețeaua de distribuție, pe coloane, pentru că rețeaua de transport, probele de presiune, noi le-am făcut până la cămină, dar de luni vom începe umplerea acestor rețele, astfel încât, din punct de vedere tehnic, să fim pregătiți la momentul în care avem licența de funcționare și la momentul în care avem lucrurile încheiate cu furnizorul de gaze. Peste 14.000 de medici români lucrează în străinătate, cei mai mulți în Franța, arată cifrele oficiale. Și din Brașov, în ultimii ani, a plecat un număr mare de cadre sanitare. Motivul? Condiții de lucru mai bune și salarii motivante. Care sunt țările cu cel mai mare număr de medici plecați din România? Ei bine, în top se află Franța. Peste 4.000 de cadre sanitare lucrează în această țară. Tot atâția sunt la muncă și în Germania. Ceea ce este de remarcat este că numărul și rata intrărilor în Germania a crescut exponențial în ultimii 3-4 ani. Informațiile au fost făcute publice de președintele Colegiului Medicilor din România, Gheorghe Borcean. Potrivit acestuia, datele sunt transmise chiar de către autoritățile profesionale din țările respective. În Marea Britanie lucrează peste 3.000 de medici români, în Belgia 600, în Italia și Spania câte 400. Medicii români mai aleg să își desfășoare activitatea în Statele Unite sau în Australia. Adio, țigări aromate! Legea privind comercializarea acestora a fost promulgată. Punerea pe piață a țigărilor și a tutunului rulat cu aromă de fructe, condimente, ierburi, alcool, dulciuri sau vanilie va fi interzisă după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea.
Legea stabilește condițiile pentru fabricarea, prezentarea și vânzarea produselor din tutun în scopul preluării în legislația națională a reglementărilor europene și internaționale, promovate pentru reducerea consumului de tutun, îndeosebi în rândul tinerilor. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii, guvernul va pune la punct toate actele pentru aplicarea dispozițiilor legii. Apar astfel noi condiții privind ingredientele utilizate la fabricarea produselor din tutun, inscripționarea și prezentarea produselor din tutun, elementele de securitate și comerțul transfrontalier la distanță cu produse din tutun. Autoritățile din Brașov și Săcele au văzut cum poate arăta un abator modern din toate punctele de vedere. Tehnici avansate de prelucrare a cărnii, de la tăierea animalului și până la vânzarea produsului final, au fost prezentate de o firmă specializată în domeniu. Experții le-au explicat autorităților și producătorilor locali cum poate fi dezvoltată o afacere de succes în industria cărnii, chiar în zona Brașovului. Prelucrarea cărnii în abatoare de ultimă generație. Astfel de proiecte pot ajuta fermierii sau producătorii mici și mijlocii să se dezvolte și să facă față concurenței în așa fel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să-și vândă produsul inițial către o firmă care să se ocupe de prelucrarea lui. În județul Brașov, proiecte de acest gen sunt susținute de autoritățile locale. Cred că este important să avem pentru toate categoriile de vârstă și de pregătire profesională locuri de muncă, iar aici ne orientăm în general către zona rurală a zonei metropolitane și cred că sunt lucruri care trebuie să le mișcăm și în această parte, pentru că dezvoltarea economică în zona rurală este totuși destul de lentă la acest moment și atunci avem nevoie de investiții care au resursa materială în zonă. Autoritățile locale din Săcele sunt primele care vor face pasul spre modernizarea tehnicii de prelucrare în industria cărnii. Avem un plan și un proiect pentru a dezvolta un abator și o unitate de abatorizare, în special pentru ovine, deoarece în zona Săcelelor tradiția de creștere a ovinelor este predominantă. Iar acest proiect este o mică parte din acest abator și ne-a prezentat utilajele și modul tehnologic de procesare a ovinelor. Aveți aici foarte multe pământuri și suprafețe mari de teren neexploatate, aveți și forță de muncă numeroasă, oameni care sunt profesioniști în domeniile lor. Însă au nevoie de o șansă, de o oportunitate pentru a primi un loc de muncă adaptat la pregătirea lor. Acest business este foarte important și ar trebui dezvoltat la maxim în Brașov. Construirea unui abator de mari dimensiuni asigură locuri de muncă pentru aproximativ 100 de persoane. Taxe și impozite locale de 185 de milioane de lei achitate de brașoveni și de firmele din Brașov până pe 31 octombrie 2016. Direcția Fiscală a colectat cu aproape 7 milioane de lei mai mult față de perioada similară a anului trecut. Potrivit primăriei Brașov, până la sfârșitul lunii trecute, cele mai mari încasări au fost la impozitul pe clădiri plătit de firme, respectiv 70 de milioane de lei. De la persoanele fizice din impozitul pe clădiri în perioada ianuarie-octombrie 2016 s-au încasat peste 17 milioane de lei. Chiar și așa, mai sunt o serie de debitori, astfel că fiscul local a transmis în ultima perioadă somații de plată la peste 20.000 de brașoveni, dar și la aproximativ 3.000 de firme. Vremea se va încălzi la final de săptămână la nivel național. Temperaturile vor ajunge până la 20 de grade în unele zone din țară, dar la munte sunt posibile și câteva ploi de scurtă durată. Sâmbătă vântul va sufla slab până la moderat, temperatura maximă va fi de 12-13 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 4 grade Celsius. Duminică vremea va continua să se încălzească, devenind mai caldă decât ar fi normal în această perioadă. Cerul va fi temporar noros, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă va fi de 9 grade, ușor mai scăzută în zona de munte. Săptămâna viitoare va începe cu vreme frumoasă. Pentru luni sunt anunțate maxime între 13 și 23 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-est, iar cele minime între 3 și 13 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei, unde vor fi și condiții de brumă. În Casa Sfatului a fost deschisă expoziția Centenarul Vânătorilor de Munte, organizată de instituția gazdă Muzeul Județean de Istorie Brașov și Brigada 2 Vânători de Munte Sarmise-Getuza. Expoziția a fost vizitată joi în avanpremieră de către ministrul Apărării Naționale Mihnea Motoc și de oficialii militari români și străini care au participat la ceremonialul militar și religios ce a avut loc în Piața Sfatului. Expoziția cuprinde uniforme, arme, echipamente militare, schiuri, fotografii de epocă și un exponat rar, uniforma purtată de regele Ferdinand I. Este un pasionat din Brașov, care de asemenea poate uniformă de ofițer, de vânător de mâine din al doilea război mondial,
Elementul tradițional era bereta, adoptat în 1930 după modelul vânătorilor de munte francezi. Este un mic detașament care se reprezintă garda la drapel, cu drapelul din Dorta. Este drapelul model 1902, la care se folosea și în timpul Primului Război Mondial. Drapelul are culorile naționale. Lasă-l jos, dăm mai pânza. Și reprezintă stema regală. Expoziția rămâne deschisă pentru cei care vor să vadă obiectele care datează din cel de-al doilea război mondial, dar și armele care se foloseau. Vor avea loc și proiecții ori reconstituiri istorice din perioada celui de-al doilea război mondial. Politicienii brașoveni au trecut la catedră. Aceștia le explică studenților, din perspectiva lor, tot ce ar trebui să știe despre relația cu Uniunea Europeană. Tinerii pot afla care este importanța României în actualul context european, cum ne influențează politica Uniunii și cum ar trebui să reacționeze politicienii la solicitările comisarilor europeni. Întreaga acțiune face parte din proiectul Jean Monnet, realizat de Comisia Europeană, cu scopul de a dezvolta învățământul și cercetarea academică din domeniul integrării europene. La Brașov, proiectul se desfășoară la Facultatea de Științe Economice și Administrarea Afacerilor din Universitatea Transilvania. Funcționează un centru de excelență Jean Monnet, a cărui preocupare centrală este studierea provocărilor și a perspectivelor integrării economice europene în țările Europei de Sud-Est. Noi derulăm așa numitele weekly seminars, seminarii săptămânale pe tema integrării economice europene, al căror scop este invitarea unor personalități din afară. Am venit să țin această prelegere referitor la Agenda Europa 2020, în care agricultura ecologică, în care protecția mediului, în care dezvoltarea programelor educaționale, în care orientarea școlară și profesională a tinerilor, în care practic toată politica educațională trebuie restructurată din temelii. Născut în 1888 în Franța, Jean Monnet este unul din întemeietorii Uniunii Europene. Un spital regional, autostradă, dar și aeroport am putea avea funcționale în Brașov până în anul 2020, spune candidatul ALDE pentru Camera Deputaților, Remus Borsa. Brașovul este situat în centrul României, iar statistica arată că în județul nostru ajung de 10 ori mai mulți turiști decât pe litoral. Când vine însă vorba despre deplasare, situația lasă de dorit. Remus Borza este de părere că un buget bine gestionat permite ca până în 2020 să avem și aeroport, dar și autostradă. Și turiștii din România și mai ales turiștii străini, vedem în fiecare zi, în fiecare lună, din ce în ce mai mulți turiști străini, evident că reclamă și acest minim, până la urmă, de civilizație într-o țară europeană din secolul 21, adică acces rapid la anumite destinații. Fie aerian, printr-o companie aeriană și, evident, trebuie să ai și logistica la sol, un aeroport, fie terestru, pe autostradă sau cu un tren rapid. Candidatul ALDE la Camera Deputaților mai spune că la Brașov ar trebui un spital care să răspundă în timp real oricărui tip de solicitare. Lucian Pătrașcu, consilier local PSD și economist de profesie, spune că pregătește un program economic ce va fi în avantajul tuturor atunci când vine vorba de taxe și impozite. Potrivit unei analize recente, în primele 6 luni ale acestui an s-au desființat 96.000 de firme și s-au înființat doar 41.000 de societăți noi. Partidul Social Democrat spune că aceste IMM-uri au nevoie de ajutor. În programul economic al Partidului Social Democrat avem foarte multe facilități, în primul rând, pentru agenții economici, acele scăderi de impozit pe venit, impozit pe dividende. Avem facilități pentru salariați, la fel, scăderi de impozit pe salariu. O altă propunere este eliminarea celor 102 taxe, o propunere ajunsă lege care se află pentru promulgare pe masa președintelui Iohannis. Construcția intermodalului feroviar de la Feldioara ar putea să facă parte din strategia de dezvoltare teritorială a României. Aceasta este în consultare publică până pe 7 decembrie și prevede în special modernizarea infrastructurii de transport până în anul 2035. Strategia de dezvoltare teritorială a României are ca principal obiectiv îmbunătățirea calității vieții cetățenilor și va fi derulat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. PNL va depune un amendament la acest proiect prin care va cere ca în această strategie să se introducă și construcția intermodalului de la Feldioara. Le cerem și parlamentarilor PSD, pentru că tot afirmă că susțin dezvoltarea Brașovului, să susțină adoptarea acestui amendament în măsura în care sunt interesați de promovarea comunității brașovene.
Varianta actuală a strategiei de dezvoltare nu conține și intermodalul de la Feldioara, deoarece s-a considerat că noul intermodal de la Brașov deservește întreaga zonă. Brașov Art Talent în weekend pe scena Centrului Cultural Reduta, un eveniment de senzație organizat de Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Bredicianu. Vorbim despre unul dintre cele mai ambițioase evenimente dedicat muzicii populare și ușoare. Festivalul Concurs de Interpretare Vocală Brașov Art Talent a ajuns la a doua ediție și se desfășoară timp de două zile, sâmbătă și duminică, pe scena Centrului Cultural Reduta. Vor avea recitaluri extraordinare semnate Monica Angel, Mariana Angel, Gheorghiță Nicolae și Anda Pop. Întreg festivalul va fi disponibil integral pe site-ul nostru brașovtv.com într-o secțiune specială. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri ale zilei. Nu uitați, toate jurnalele noastre pot fi accesate pe site-ul brașovtv.com și de asemenea, în secțiunea live a site-ului brașovtv.com, puteți urmări emisia live a postului nostru. Eu sunt Laura Angelescu și vă doresc un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. Pe curând!